Vă salut, prieteni! A revenit cu partea a doua din prezentarea Ureașilor pe Street. După cum puteți vedea, în prima boxă am o femeluță achiziționată de la Ureaș pe Street, German Oradea. O mamă foarte bună. Foarte bună pe cap, pe păr, pe urechi, pe deseniară. A dat niște pui foarte buni. Sunt foarte mulțumit de ea. Dungă grosă pe spate. Un breton bun. O femeie foarte cu minte. Cu certificat de origine, vaccinată. În a doua boxă am o femeluță scoasă la mine. O femeie foarte bună, destul de grosă. Foarte bună și pe desen, pe cap, pe urechi. Un păr foarte bun pe ea. Super femela. Un desen superb. În cea de-a treia boxă am un mascul scos la mine, foarte bun, și el și pe cap și pe urechi și pe desen. Bun, tare masculul. E disponibil. Linie bună. Foarte bun, frumos. Să trecem la următoarea femeluță. Am aici o femeluță achiziționată de la domnul Ali Margău. Foarte bună mamă. Destul de grosă, încă îi năpârlește. Femelă cu minte. Și pe desen e bună. O mamă excelentă, tatuată. Aici am tot așa o femeluță oprită pentru matcă. Linia de nus Guliciuc. O mamă tot așa foarte bună. Frumușică și pe desen. Urechi bune, cap, păr. Tot ce trebuie. O mamă excelentă, cum ziceam. Oprită pentru matcă. În următoarea boxă am o femeluță casă la mine. Foarte bună și ea. Își caută casă nouă. E superbă și pe urechi. Masivă femela. Hai, fetița. Linie bună. Superbă. Bun. Să trecem acum la următoarea boxă, unde am tot așa o femelă achiziționată de la domnul Ali Margău. O femelă excelentă și o mamă foarte bună. Bună și pe urechi și linia de pe spate. E bună pe ea. Și desenul e superb. Să sperăm că anul acesta ne va da niște pui buni.
cu niște rezultate, dacă se vor ține expozițiile. Oprită pentru matcă și ea, cu certificat, bineînțeles, tatuată. Aici am o femelă Zanet, foarte masivă și mare și ea. Un cap foarte bun, un cap de mascul și niște urechi. Cătă fuge. Extraordinară. Deocamdată e oprită pentru matcă. Nu știu încă ce să zic, dacă s-o dau sau să nu. Vom vedea ce pui ne va da. Aici jos avem o femelă achiziționată de la domnul Ali Margău. O femelă de Zanet, o mamă superbă, care mi-a dat niște pui extraordinari pe desen și destul de groși. O femelă foarte cuminte, cum ziceam, o mamă extraordinară. De fiecare dată mi-a dat peste 10 pui. Frumoasă femela. Bun, prieteni, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, să vadă cât mai mulți crescători. Și ne vom auzi pe data viitoare.